exercițiul armat Azur 22-11 a urmărit să testeze viteza de reacție a militarilor care au participat la trageri și să crească nivelul de instruire al acestora. Într-o primă fază, militarii au avut misiunea de a respinge un atac inamic care i-a luat prin surprindere. Fiecare batalion a avut la dispoziție doar 2 minute să fie gata de tragere, iar focul a fost executat cu tunuri de calibrul 57. Rolul inamicului l-au jucat drone și elicoptere IR-330 Puma de la baza Mihail Cogălnicianu. Exercițiile s-au derulat atât pe timpul zilei, cât și după lăsarea întunericului. Tragerile de noapte au fost executate pe bombe luminoase și pe aeronave radiodirijate de la sol. Ochiul electronic al tragerilor a fost complexul radiotehnic pentru trageri. Militarii care îl deservesc au avut misiunea de a detecta țintele aeriene, iar apoi servantul a executat focul. Peste 300 de militari au participat la exercițiul din poligonul complex de trageri general de brigadă Ion Bungescu, de la Capul Media. Printre aceștia au fost în premieră și rezerviști care au rămas impresionați de complexitatea scenariului de război. A fost o premieră și pentru militarii Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană și pentru cei ai Brigăzii 76, Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere. Aceștia au avut misiunea de a trage asupra țintelor cu instalația antiaeriană MR4. Exercițiul Azur 22-11 a fost un examen pentru toți participanții la misiune, care la final au fost evaluați de specialiștii poligonului complex de trageri.